De luni, elevii care nu au promovat prima sesiune a bacalaureatului vor fi din nou încercați de emoțiile examenului de maturitate. Peste 3.000 de elevi din județul Gorj sunt în această situație. Sesiunea a doua va debuta cu probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Noutatea este că foarte puțin din cei peste 3.000 de elevi înscriși vor susține toate probele. Majoritatea vor susține o probă, două pe care le-au picat sau prin susținerea cărora vor să-și mărească media. Cei care nu au reușit să obțină media 6, deși fiecare probă este promovată cu 5. Elevii au avut la dispoziție peste o lună să se pregătească la materiile pe care nu le-au promovat. Reprezentanții inspectoratului școlar avertizează că nici de această dată supraveghetorii și corectorii nu vor fi mai indulgenți. Standardele de exigență la cea de-a doua probă a examenului de bacalaureat se vor menține. Va fi dublă supraveghere. Pe lângă profesorii supraveghetori vor exista și camere video. Asta înseamnă că în cazul în care nu au învățat, elevii nu vor promova nici de această dată. Examenul de bacalaureat se va finaliza pe data de 2 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 7 septembrie.